după ea, ce ai făcut tu, aia povestești. Am avut și ceartă în casă. Cu cine? Dar... Ce ceartă ai avut în casă? Nu știi că... O aveai pe aia care vine acolo și te suje pe la urechi. Că unde o las că mă suje pe la urechi? Vine acolo să pune și te suje pe la urechi. I-am zis tu, dar tu vrei să suji la pădure cu voi. Asta e una. A avut o pe care gândesc că era din familia Adams. Dar de ce nu te-a pus și tu să zici alea păi care lasă, a fost? Păi lasă, termine să vadă după aia impactul. Să vadă impactul. Bine, stătea aici, nu zicea nimic. A gândești că era să nu ne ajute Dumnezeu la casă. De ce nu te-a pus să zici alea pe care le aducea și le lăsa în casă și el merea că era băiat? A, păi le-a zis ele ușoare. Stai că zic și când am adus de amândoi, am... Vezi, la masă mănâncă și nu vorbim. Am muncit la ea de. Ai muncit. Aha. Ai avut-o pe aia pitică? Du-te mă, mănâncă și lasă de patinuri acum, a fi interesat cu ce și-o avut de el. Cu care ți-am turnat la mine în pat, supra, de s-o băgat la suflapă, mă. Și-am găsit-o pe Facebook. Și stăteam cu măta și că nu cunoșteam și ziceam că te... Mă, ta nu uite faină, Eliana. Extraordinar, era faină. Extraordinar de faină. Mă, pe asta s-o ia el logo. Nu ziceți că trece vreo 3 săptămâni? Și la un club, înăuntru. La Zaza, Zaza îi zice acolo. La Zaza. La Zaza, în club ea, era ruptă. O vine la mine, eu zic, unde o linie? Ce linie să-ți dau tu? Zic, aude robot, dar nu-ți mai cu robot, de când? Din momentul ăsta. Am zis, bine, hai cu mine. Și l-am sunat pe robot, eu venit. Nu m-ați urât. Ia așa după ușă, spune, zic, uite-te cine e în cameră, ia așa viață. Ioi, dar nu credeam. Ce să nu crezi, mă, că asta e parașută de urmă? Asta nu credeam. Dar tu când îmi plai ca disperat, tu se repari telefonul. Ioi, dar câte telefoane i-au cumpărat? Ioi, și era disperat. Direct, agenția de pariuri. Aia zice că n-are telefon, că-i stricat telefonul, te-o prostit până ai cumpărat telefon. Mm. Ai evitat? Ai evitat? Păi și pe ce vrei să o sun? Păi și tu disperat că n-ai pe ce să o sun și e umbla... Păi nu trebuie să iau legătura cu ea. E umbla... Și umbla bine. Păi și zice, jură-te, te rog frumos, că n-ai umbla cu aia și zorilor. Vreți că-ți dau cu jură-te că n-ai umblat cu cum să povestește. Na. No. Tu, muhu! Te enervezi, te enervezi. Dar nu le-am luat să le iau de muiere. Nu mințe, dacă vorbești, nu adevăr, nu mințe. Dar nu le-am luat să le iau de muiere. Taci, că curgeau lacrimile așa bun. Le-am luat ca să nu te cazmezi pe tine, că știi că... Taci, că plângești. Sărbatic, în pat. Când merem o descursă cu așa, ziceam că eu plec. L-a plecat transpirațiile. Nu mai zice că să neacă cu oasele. A avut o parată de la Balițu. După tot s-a 30 de minute, eu ce 33 minute. E vorba cu mine, doamnă. Așa-i, mă, așa. Bine, eu poconașul folosim atunci în omeră. Da, mă, așa. Așa-i cum zici tu. Bine, de oconașul. Așa-i cum zici tu, mă. Și când eram cu aia de la Barițu și o sunai, hai tu cu... la petrecere. Cine ți-a sunat tatăl tău? Eu ce-i zis, tatăl?
Eu nu mă plâng la ureche, nu, nu a contat capul pe ureche, că mă doare ureche, azi eu nu mă apă. Să-ți fac, ai că Gibraltarul, fraiere, ai că Gibraltarul. Să-ți pară bine că nu mai umblu după cât de pui mintea. Eu trebuie să-mi fac curăție, să-mi bine să-mi pui dinții. Eu am vrăjala și talentul, buzunarul. Înțelegi? Vezi că iară le-a capele și iară vorbesc. Nu, Charlie, au! Dacă vorbesc prostii. Vezi că iară încep să urmi pe aici și să tu faci ce mătrănii. Tu ce moști? Și cu cărți de tarot. Bă, eu vă recunosc. Am avut o perioadă în care, da, v-am mai zis, am fost, să zic așa, disperat între ghilimele. E femei. Disperat. Eu... Să zic așa, ultima femeie care m-a făcut până la jumătatea relației să fiu stilul ăla de îndrăgostit, nebun, pueril, pot să zic, a fost blonda. Deci, cât să zic, dacă am stat un an, e în primele 6 luni, dar v-am zis și v-am povestit, m-a zăpăcit mental, deci pe direcție mentală. Da. Când am văzut cum stă situația și cum am prins de un pic din șmecheria asta a femeilor și asta, m-a schimbat. Următoarele 6 luni am zguduit-o eu mental. E bine, de la ea. Pe mine, sincer să vă zic, nu m-a mai atins nici o altă femeie să mă facă să fiu turbat, disperat sau așa. Deci, tata ce zice, da, a fost... Atunci când m-o prins cu aia, dar v-am povestit și eu de m-o prins în dormitor cu ea, de când l-am auzit, ea era peste mine, l-am auzit că intră în casă, când i-am dat un voleu din șold, băf, o picat. Într-adevăr, eram în dormitorul lui, pe patul lui, după cum zice Smiley, dar chiar pe patul meu și pe muzica mea, dă-te mă, eram pe patul lui și pe clipul lui. Dar nu-i de râs, nu trebuie să faceți așa ceva. Aveam patul mic atunci și nu mă puteam prezenta rău. Și asta mică, și patul mic, măcar asta mică, și patul mare. Am aruncat o picată acolo după pat, am aruncat cerceaful pe ea. Am zis, îmi asum, dacă cumva am eu norocul să n-o vadă, să ăsta, să intre, să trebuiască să plece, să stai câteva secunde. Îmi asum, zic că mi-am frecat-o. Să n-o prindă pasta, că am știut ce stil are tata. Când a intrat... Nici nu au apucat să zică, ți-o freci, s-au zis, ți-o freci, o mală, la mine în pat, dica asta de sub plapumă, de după pat, trage plapuma, să rămână. Poftim? Ce, mamă? Ce ziceai? Cum urlă copiii cu să rămână cu ele? Care copii? De vin în fiecare zi de la școală, de urlă în spate, măi, să rămână. Și la mine? Și la tine vin copiii? Da. Și trebuie să rămână, zic. Nu, că nu mai urlă, măi. E, mamă. Am crezut că te iai cu să rămână, că tu gândești că ești de 28 de ani. Stai, mă! Parcă ești de 28 de ani și am crezut că te iai cu să rămână. Cu toate că ar trebui să rămână, să ziceți, la domnii, domnișoare și femei. Și la domnișoare. Da. Nu, dar nu s-a prins o țigară. În cameră? Da, în camera aia altă. De ce să-mi aprind o țigară? E bine să fumez. Corect. Renunți atunci la fumat? Bun. Pentru 10 minute? Da. Dacă se poate, renunțăm de tot. Corect, mamă. Ce poveste? De cum nu ne putem odihni ca lumea, de copii că te vin la balcon. De la școală la ora 12 și la ora 3. Atunci ies, sunt intervale, 12 ăștia mai mici, ora 3 aia mai mari. Și mâncați așa când o tras plapuma și o zis să rămână. Am zis, eu m-am gândit, asta era acolo. Surprinzător, tata nu iese la ei pe geam să urle, bă. Ce nu, ziceam cum reacționează tatăl tău. Nu iese la ei, bă, că luam neascar, să... nu. Vorbește frumos. Aia, dar nu, zic cum ar zice tatăl, cum ar zice tatăl tău normal. El agrează copiii, ba chiar câteodată iese cu camera pe ei. Îți place să te dispere cineva. Place. Dar tu mă disperi, mamă. Tu când mă bagi în seamă, îmi dai un șoc la suflet și la inimă, pentru că nu o faci prea des și nu îmi dai sentimentul de iubire maternă. Așa zici? Maternă. Că patern mi-l dă datul tău din dimineața până seara.
Și mă, nu a avut reacția. Nu a avut reacția tata să, după cum așteptam. O stat, o râs și o zis, bine, eu mă duc. Puff, deci mi-a făcut creierul varză când o zis, bine, eu vă las, mă duc. Bine, după aia ce a urmat, homosexualul la mine în pat, dezinfectare total. Puff, am râs de numai. Da, în schimb, și el a avut o perioadă în care era mai așa, în clasa 12, avea pe una, erau majorat, erau alea, da, clasa 12, avea pe una și nu, ce-a făcut? Eu luat-o, mă răscuia pe nu știu unde și aia, deci, o dat dovadă și așa era ea în clasă, o prostie, prostie de aia, nu neapărat prostă. E mult spus prostă. Așa un pic mai puerilă, mai liberă în gândire. Adică nu-și pune niciodată semnul întrebării înainte să caște gura. Ieșeau cuvintele, băf, băf. Mă, și-o dat aia check-in. Pf, nu la Tarnița, în... La Muntele Băișorii cu Nelson Mondealu, la o poveste. Mă, mie nu mi-o vin, că eu aveam la pe... Când intru pe Facebook, văd. Cu tare... Este cu Nelson Mondealu la Muntele Băișorii la o poveste. Pff, deci, mi-a venit să râd, dar am și zis, mă, mâncați așa. Să, nu, să nu fie scandal în familie, că eu țineam așa. Nu-mi plăcea să văd că se ceartă, că e supărată mama, că face tata, nu știu ce, sau... Păi de capul meu. Rampiul am sunat, i-am zis, vezi... Și să șteargă să ăsta, i-am zis și tu, tu ești chiar sărită de pe fix, tu ce faci? Și de atunci, plus multe altele cu telefonii, să-i repare telefonul, să... O groază, dar o conașă o să vă povestească într-o zi, clip, expre, cu tătie pățănile și când îi ziceam că vezi că ți-l iau și ți-l frec. Omalăule, nu mai... Nu te mai lasă ieși afară din casă, de ăsta. Nu eram curios, am zis, ți-le iau și ți-le... Vezi că pe sparg fața și îmi trag... Vă pup, haită, nu uitați, Instagram-ul Mr. Livian. Fiți aproape de lupul vostru, fiindcă și lupul vostru e aproape de voi. Mereu, indiferent de situație. Și nu uitați, ambiția, loialitatea și respectul să fie pe primul loc. Vă pup.